Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Hide and Seek. Ei bine, astăzi suntem aici pe mapa asta, super, super faină. Ia să vedem, choose a block. Avem de ales aici dintre câteva blocuri. Cred că o să merg pe Melon. Hai să mergem pe Melon, băieții, această rundă. Bine v-am găsit la un nou episod. Nu uitați să apăsați și voi pe acel mic buton de like dacă mai vreți episoade în continuare. Haideți să vedem, avem casa aceasta destul de interesantă. Casa asta, mă rog, e un building. Haideți să vedem dacă găsim un loc unde ne putem ascunde. Uite, văd că, de exemplu, sunt foarte, foarte mulți aici. Și cred că aș putea să stau și aici. Oh my god. Oh my god. Uite aici, de exemplu, dacă am sta, cred că ar fi destul de ok. Suntem hidden. Hidden. Ia uite, se bate ăla la spawn cu băieții. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile și toate comentariile frumoase la ultimul episod de Hide and Seek. Am văzut că v-a plăcut. Haideți să vedem dacă vă place și acest episod. Ia uite, l-a găsit pe șeful. Șeful nu, da. A trecut pe lângă mine. Easy. Ok, sper să nu dea mine. Oh my god. A fost aproape. A fost aproape să nu mă găsească. Dar aparent a fost prea evident acel loc. Este o mapă destul de ciudată dacă mă întrebați pe mine. Și sunt sigur că mai era unul pe lângă mine. Și nu o să mai fie. Îl căutăm aici să vedem dacă mai e vreo unu. Parcă mai era unul sau l-a omorât și pe ăla. Parcă l-a omorât, cred. Haideți să vedem acum dacă mai găsim pe cineva. Mi-a zis cineva în comentarii că sunt super praf ca seeker. Sunt foarte praf ca seeker. Ia uite, ne dă acolo niște informații utile. Dar avem aici un crafting table care vrea să se lupte cu mine. L-am bătut, easy. Portaluri, ce? Ok, căutăm pe aici dacă... Oh, e unul aici. Care? Bă, ce dă el? Bă, nebunule! O nebunule! Stai așa. O nebunule. Oh, rip. Deci sunt doi bacon. Beaconuri. Un oak. Soul sand. Hai să căutăm pe aici. Oh, sigur e unul dintre ăsta. Ia uite. Ah, sunt amândoi! No! Oh my god! Sunt amândoi! Oh, i-am omorât. Easy. Mă, ce m-am speriat. Când am văzut că sunt amândoi, m-am panicat grav. Deci, mai avem decât un singur anvil. Un singur anvil. Dar care o fi acela? Îl găsim oare? Cred că e pe sus. Și beacon-uri, da, am văzut că sunt beacon-uri. Ok, nimic pe aici. Să nu fie pe macarea pe aici chestii. Asta nu este. E un oak unu. Deci poate să se ascundă pe aici. Trebuie să căutăm bine. A omorât oak-ul? Nu știu dacă l-a omorât. Un end portal, mai e unul. Dacă vă uitați aici, ne arată fix ce mai sunt ultimii playeri. Oak leaf. Ok. Oricum, mi se pare super șmecher. Au adăgat o grămadă de lucruri noi în acest minigame super șmecher. Aici trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Nu se poate. Se nu posible, my friend. Nu știu ce limba a fost asta. Se no posible, my friend. A fost spaniolă combinată cu franceză cu engleză. Am înțeles. Bă, dar să nu fie și pe aici asta. Game over. Seekers are the winners. Ok, au câștigat. Bravo lor. S-au scos destul de bine. Următorul match o să ne ascunde și noi mai bine. O să căutăm un loc unde sigur nu o să ne găsească nimeni. Haideți să intrăm și în următorul match. Ok, ne-a scos. Haideți să intrăm aici. 21 din 24. O să ne alegem Select Your Block. Și o să-mi iau... O să-mi iau... Furnace. Bă, eu nu m-aș gândi la un furnace dacă mai pune să aleg... dacă aș fi seeker. Nu m-aș gândi la un furnace și mapa asta e destul de ciudățică dacă mă întrebați pe mine. Ia să vedem, putem să urcăm...
Picișa și Dicișa. Ia dacă m-aș pune aici. Știi ce aș putea să fac? Aș putea să stau aici. Dacă ai fi flower pot aici ar fi super OP. Ai putea să stai aici și când vezi că urcă cineva să-l împingi. Ar fi o tactică interesantă. Ar fi o tactică interesantă, dar nu m-aș risca. Hai să căutăm mai bine un loc al lumea. Căutăm un loc al lumea. Ok. Pe aici n-avem ce căuta, acolo este un seeker. Ok, și eu cred că mă îmbolnăvesc. Na, nu știu unde să mă pun, ești nebun? Au, fac, am picat. Hai sus. Uite aici ar merge. Cred că aici ar merge de destul de bine. Stai ascuns că uite sunt furnalele astea două. Zbuim și noi. Love! Ah, dragoste! Ok, vine ăsta. E în clădire cu noi. E unul singur. Mamă, și cum ar fi să ne găsească? O să facem și 3 meciuri, băieți, astăzi. Pentru că... De ce nu? Hai să facem 3 meciuri. Ăsta să... o să fie al doilea și o să mai băgăm încă unul. Pentru că am chef. Am chef de un hide and seek. Să urc și o facecam mai sus puțin. Să fie perfect. Totul să fie bine. Trebuie să-mi iau un bec. Am și o lampă în spate. Trebuie să-mi iau un bec la ea. De fapt am bec, dar e bec din ăla cu lumină caldă. Și pe facecam se vede foarte urât. Și va trebui să-mi iau un bec din ăla economic sau cu LED. Să se vadă alb, știi, și să mi se vadă fața luminată. Și să se vadă mai bine facecam-ul, dacă mă înțelegeți. Bă, mă plictisesc aici, fratele meu. Ce mă, asta? Pâine? What the fuck? What the fuck? You are now hidden. Bă, nu prea bine. Nu prea stăm bine aici. Uite aici. Unde mă s-am putea să ne punem? Oh, e și cu fața încolo. Știi că dacă e cu spatele, e cam evident, știi? You are now hidden. Avem și o sabie, îi batem pe băieți. Ne uităm așa cu F5, mamă, îi vedem, le dăm capace. Vedeți acolo în tab cei 5 seekeri. Ok, cei 6 seekeri. Nu, cei 5. Ce a fost asta? Ce mă mutrăvești? Push and thrower. Boy. Bă, aparent ăștia nu vin pe aici, n-au treabă. Am cooldown, nasol. Ok, town cooldown, ne arată și în dreapta, dacă observați, mai jos, uite aici. Pam, pam, mai jos de facecam. Și așteptăm să vedem ce fac băieții. E unul aici lângă noi. Vreau să-i draw 8 more seconds. Vine cu a? Nu vine cu a. Nașol. Nici aici n-ar fi rău să te bagi. Ne mai schimbăm așa, băi, vreau aia cu pușă. Uite, a dat-o și el că avem în același cooldown, știi? Interesant, sunt și cu textura mea, cred că o să-i fac un release cât de curând. Să-mi spuneți ce părere aveți de textură. De textură. Ok, mai suntem 11 și mai avem un minut de rezistat. Bă, ca în episodul trecut, ne punem pe spate, opa. Și e bine aici. Gata, ne-am relaxat. Am făcut aici așa o chestie. Am bași cu taunturi, cu dălea, opa, cred că vine la fireworks. A băgat cu artificii. Am putea să și alergăm puțin cu băieții ăștia. Ia să vedem. Ce avem unbreakable pe ăsta. Laș 40 să plecăm. Sunt savage, baby. Opa. Vine. Prima victimă. O, a trecut pe lângă mine. Și fix la ăla s-a dus. Nu te cred. Și erau și doi. Marș. Fix la ăla s-a dus. Unlucky. Bă, la bookshelf-uri, v-am zis. Holy fuck. Nu.
A trecut peste mine, frate. Doamne. Băi. Băi, băiatule. Băi, băiatule, nu mă prinzi. Jos cu tine. Ha! M-a omorât în ultima secundă. O secundă mai aveam. O secundă mai aveam. Doamne, îți facă o cioară. Doamne. 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 Bă, paletă. Paletă. Deci, asta se întâmplă când te bați cu unul și mai vine încă unul. Ia să vedem. Oak leaves vreau să-mi iau de data asta. Bă, dar vreau... Vreau altă arenă. Să prind melon. Hai să așteptăm în asta. Gameplay, uite, ne arată în dreapta dacă vedeți scorul nostru. Deci am jucat 14 meciuri în total. Kills as Hider. Deci n-am făcut niciun kill ca Hider. Victorii am făcut, am 7 victorii, 7 deduri și 9 kill-uri. Bă, n-am un status atât de rău dacă mă întrebați pe mine. Băi, chiar vreau să fac episodul următor sau episodul ăsta, nu știu dacă mai apucăm, să facem un kill ca Hider. Adică trebuie, când ne ascunde, trebuie să facem un kill, știi? Băi, interesantă mapa asta. Și practic e o casă, eu de uleu, ser, tare, o măsuță, o dă la... Și ne putem urca înapoi. Destul de interesant dacă mă întrebați pe mine, adică vă dați seama că ăsta e un furnace sau ceva de genul, un aragaz. Îți dai seama că omul a muncit. Wants to hide. Oh, select your block. Melon, atâta, vreau cu melon. Pepene verde. Lubeniță se mai zice la mine. În Holtenia se mai zice lubeniță și se mai zice harbuz în Moldova, dacă nu mă înșel. Harbuz, hai să vedem, câștigăm cu harbuzul. Ok, deci avem iarăși mapa asta. Și ce cred eu, că n-o să caute ăla partea asta pe aici. Cred. Și sus de tot. Ia pe aici, avem de ascuns? Nope. Cum ar arăta aici? Arăta suspect? Arată suspect așa. Ok, stai așa că am playlist-ul. Ce playlist îmi bași, mă? Gata. E ok. Stăm destul de bine. Dar, nu știu, eu ca Hider pe... Nu, ca Seeker pe mapa asta n-am verificant în spate. Vă zic clar. Oh, uite, a plecat unul de aici. Hai, nenea, sui pe mine. Deci o să dea în el cel mai probabil prima dată. Sau dă mine. Dacă dă mine, el o să scape. Dar dacă dă în el, eu o să scap. Ia, șef. Dai cu particule, cu dălea, cu dălea. Hamu. Sunt supărat că nu mă găsește nimeni. De ce nu mă găsești de nimeni? Vreau să mă bat. Băi, cum a fost ultima rundă, frate. Băi, atât de aproape să câștigăm. Ia uite. Oh, l-a prins o fragrant. Spre noi. Nu. Mi-a dat level up. Sper că n-a văzut. Cum ar fi să vorbesc de acum încolo până la sfârșitul episodului, să vorbesc în șoaptă. Vrei să vorbesc în șoaptă? Că pot să vorbesc. Ce nobi ăsta? Haide, bossule. Bossule, hai încoa. Hai încoa să arăt ceva. E un pepene aici. E un harbuz aici. Nu mai vorbesc așa, că probabil că e ciudat. Macarale, câta macaraua e acolo, poți să te urci pe ea? Nu. Nope, no. Easy game. Your message was blocked by Hush. Hush. Hus. Vine, îl văd. Alm zârmând. Mamă, ce nume are asta. Bă, de ce vine fix pe mine? Ce prost. De ce te-ai arătat? Mă, nebunului. Mă, nebunul e, de ce te arăți? Ia uite ce-l aleargă. Easy peasy, mai suntem 7 hideri. De ce nu mă găsesc? Vreau să fiu găsit! Nu! De ce? Aia,
Bă, iarăși vine spre mine, nu e ok. Nu e ok. Nu, se uită, Ichi. Hai, bossule. Bă, am stat destul de mult acolo. Mă mir că nu m-am găsit, adică era spot evident. Adică, frate, mi-o ai pareză pe partea stânga ochiului drept al... Ce-am, băi? Băi. Sigur nu-i pe aici. Deci mai e decât un Oakwood. Un Oakwood. Și mai avem 2 minute, frate. Băi, cum ar fi să ne bată Oakwood-ul ăsta? Un singur Oakwood. Uite, bă, ăsta, ce face, mă? Merge cu shift-ul. Ne poate fi. You have gen full durability. Oh, deci putem să dăm un continuu. E bine. Pe aici nu. Și pe unde ar putea fi Oak-ul ăla? Game over. Seekers are the winners. Nice, am câștigat, boys. Cam asta ar fi cu acest episod. Eu sper că a plăcut. Nu uitați să apăsați pe acel mic buton de like. Eu am fost Sinner și v-am salutat. Ciao, les.